Bună dimineața și bine v-am găsit. Acesta este Minutul TAT. Ne uităm pe graficul H4 al prețului aurului, unde sesizăm o tendință tehnică dictată de anunțul Rezervei Federale cu privire la majorarea dobânzii în cadrul ședinței din decembrie. Pe termen scurt, însă, sesizăm marcarea unui pattern de tip hammer care ar putea să ducă la controlarea unei corecții, iar în această ipoteză avem în vedere rezistența de la 1146-41, respectiv 1148-30. Din această regiune, orice semnal tehnic negativ ar putea să dea startul unui nou impuls în cadrul trendului de scădere, care să vizeze suportul de la 1138, respectiv 1133 de dolari. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, la revedere!